Nu doar copiii din școli au fost afectați de ninsori, dar și zeci de localități care au fost în beznă. La fel, traficul a fost perturbat în toată țara. Autoritățile au antrenat în lucrări peste 170 de autospeciale și peste 300 de muncitori pentru dezăpezire. Zăpada a făcut ravagii și în Chișinău, unde s-au produs peste 60 de accidente rutiere. Unul dintre accidente a avut loc în sectorul Ciocan al capitalei, unde un automobil a derapat din cauza zăpezii și s-a oprit într-un stâlp de electricitate. Mașina a crosat și un autocar care staționa pe marginea drumului. Polițiștii au închis o parte din bulevardul Mircea cel Bătrân, deoarece exista pericolul ca stâlpul să se prăbușească. Șoferul în vârstă de 36 de ani nu s-a isprăvit cu conducerea automobilului de model Infiniti și s-a tamponat în pilon electric și autocarul care staționa pe trotuar. Nu se cunoaște la moment dacă conducătorul auto se afla sau nu în stare de ebrietate, urmează să fie expus controlului medical, unde se va stabili toate datele. Traficul a fost infernal și la nordul țării, unde zeci de drumuri au fost blocate în totalitate de zăpadă. Au fost închise și căile de acces către patru puncte de trecere vamale. Colaboratorii vamali cu forțe proprii au acordat toată asistența referitor la accesul în perimetru zonelor de control vamal, dar din imposibilitate nu pot să, deja depinde de ceilalți colaboratori implicați în dezăpezirea drumurilor. De asemenea, 11 localități din țară au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit serviciului situații excepționale, de ninsori au fost afectate 5 raioane, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova, Comrat și Orhei. Meteorologii promit și pentru următoarele zile ninsori și temperaturi scăzute, care ar putea coborî în nordul țării până la minus 20 de grade pe timp de noapte.